Salutare, dragi și bine ați venit la noi sunt din seria noastră cu GTA San Andreas. Astăzi avem ceva treabă. A fost multe noutăți care s-au întâmplat pe parcursul acestui weekend și o să le discutăm pe parcursul acestui episod cu numărul 4. Ok, unul la mână, avem o locație nouă. Vedem că suntem proprietarii unei case din San Fierro, după cum bine ați văzut de pe hartă. O vând la prețul care este afișat acum, bineînțeles, dar o să o las mai mult mai ieftin dacă se găsește un doritor într-adevăr. Ok, al doilea rând am atins nivelul 9, avem 100K în bancă și cred că o să facem niște prostii cu banii aia. Mai avem decât 20 de comprim, dar o să achiziționez altul, probabil. Astăzi probabil o să fac respectul 12, 14 la primul pay de acum, 14, 19 cu alea 5, 19 și după aia va trebui încă 15 ore. Deci probabil mâine. Ok, haide să mergem acolo la noul sistem care s-a implementat în GTA San Andreas multiplayer zilele astea. Asta ar fi 3 la mână. O să detaliem subiectul mai târziu. În al patrulea rând, după cum vedeți, am după cum vedeți la lumea acolo, facem parte din clanul Hooligans. Am aplicat ieri, mi-a respins inițial cererea. A fost o cerere din punctul meu foarte bine făcută. Și de ce am aplicat acest clan în primul rând? Pentru a acumula mai multă experiență. Pentru că este și mie benefic pentru a crește și eu nivel. Hai să mergem puțin la bancă să scoatem nu știu unde mergem. La CNN să punem un anunț. Casa ID 79760. Ca mergem la CNN pentru a pune un anunț și după aceea să scoatem niște bani, vreo 10 ca să-i spargem la păcănele pentru sfârșitul episodului. Ok, ATM withdraw pinul. Că și mult mă ascund eu de voi, n-are nimeni cum să înghicească în primul rând parola. Sumă de bani. Ok. Am scos 10K din contul bancar, mai am 90. Îi fac rapid și pe aia, stați voi liniștiți. Acum avem 18K în mână. Trebuie să muncesc să fac skill-ul 5 neapărat la carieră. Dar dacă am casa în San Fierro, cam nasol. AD vând casă SF level 8 la preț favorabil. Ok, am apus și un anunț dacă pot să vând casa măcar cu 70K. Și acum o să ne îndreptăm cu pași mărunți către casinoul Four Dragons pentru a ne distra și noi puțin la păcănele. Voi, ce mai faceți, cum mai sunteți? Am uitat un amănunt foarte important în acest episod. O greșeală de mea pe care promit că nu o să mai fac de acum încolo. Să dăm drumul la muzică, pentru că o să ne plictisim. Promit că această greșeală nu o să mai fie repetabilă. Cumpăr ceva de 500 de K. Să ia, să mai sunt. Cumpăr mașină. Radio. Ok. Hai să ne îndreptăm spre Four Dragons pentru a ajunge puțin la partea de lăsării care e felul cu acest sistem. Până la urmă. Uite, mi-a anunțat vând casă în San Fierro level 8 la preț favorabil. Dacă cineva dorește această casă, este de rugat să-mi dea un mesaj în privat. O să te sună pick up. Reds.
Mega, ce am eu sub 100? 100k? Da. Îmi iau un Los Santos la prețul ăsta. Uuu, ce mi-a făcut mașina. Hai să ne îndreptăm cu pași repezi către Ford Dragons. Oh, nu, 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 ceram să... Mamă, ce știe băiatul ăsta, viața. Dă-te, dragă, e prost, că ai spus să dau o casă cu 30k vreodată. Ah, mai îndrăva și fraierul ăsta. Probabil, probabil știu că prețul este cam umflat la casă, dar ar trebui să-mi scot investiția. Ok, am ajuns la Four Dragons, haide să dăm spin. Începem lejer cu câte un capa. Hai zicem pică, dolarel, no. Prima tură pierdut așadar. Hai acum să vedem ce facem. Steluță, nimic, nimic. Trei ture consecutive, nu luăm nimica. Patru ture, nu luăm nimica, am pierdut deja 4K, vine al cincilea. Ce este cu acest... Ce se întâmplă, băi, frate? Spin. Bă, cum a trecut inima, bă, frate. Cum a trecut inima pe lângă asta. Nu vine să cred, băi, frate. Pierdem atâția bani, aiurea. Mamă, frate, chiar nimica. Ia, 3K. Incredibil, bă, frate. Doamne, ce aproape era să fie! Doamne, nu-mi vine să cred, băi, omule, cât ghinion, cât ghinion. Nu, era șansa mea să iau 90K. Mamă, nici crale n-a venit să-mi bag picioarele. Și uite așa am pierdut 18K, un sistem de cacao. Să-mi bag pula de sistem. Am venit, am pierdut și am plecat. Am pierdut 18K. Dar cu 3K am fost foarte, foarte aproape de a câștiga 90. S-a fost... Clown tău a scris tagul 10 din zona downtown Los Santos. Acum ce să facem? Deci... Probabil am pus anunț, da. Hai să ne ducem... Bă, frate, dar ea, muzica aia iar nu rulează. Să ne... A, am dat-o puțin mai tare. Este prima oară când particip și eu într-un clan...
din SAMP și nu prea știu cum să treaba, dar toate lucrurile se învață. Ați zis că treaba, haide totul să facem și noi niște misiuni aici la carieră, cum este și sănătos, că am filmat destul de puțin Intel. Get job, după ce dăm cu Intel mai întâi. Get. Ok, haide să facem și noi vreo 2-3 curse. Work. Ce prost sunt. Ok. 221 skill-ul din 450. Ultimul skill pentru acest tip de mașină. Poate și prostul acum stă. Imediat acum am intrat în clan și că facem o alianță cu ăștia ATH. Și da, mi-e cam greșit că am venit aici. Încă n-am învățat să merg cu camionul ăsta. Hai, baseria, haide să explodăm, să facem altceva. Trebuie să recuperez acea sumă de 10k. A, s-a arătat totuși casa. Am meditat-o puțin. Aici am pus banul în bucătărie, am pus un sac de box, am fost de living, un gen, înțelegi? Hai să mergem puțin cu mașinuța la Gun Shop Los Santos. CSR, Contemporary Soul Radio, the home of the new... Hai să ne întâlnim spre Los Santos, iar noi să încheiem în forță episodul în care este reaba până la urmă. Radio 8. Clanul VIP a încercat să scrie pe prietenul vostru cu IT 10 intern, dar Los Santos aveți acțiune de 9 secunde să aparați. Trebuie să fac skill-ul 5 la detectiv neapărat. Neapărat să fac skill-ul 5 la detectiv, pentru că este o piesă Hunter City de misiune din clan. Într-o oră, un payday îmi ia un faction punch sau mai multe. Nu pot să fac toate faction punch. Mai bossul nu știu să zic, dar cred că acest clan se va gândi mai mult pe scrierea PPRS, adică a spray-ului. E bine, astăzi vom arăta și noua casă pe care am achiziționat-o. Este de vânzare, bineînțeles că nu o să stau eu în San Fierro permanent. Wow. Vreau să scap de la un preț bun. Ok, hai, m-am arătat și din ce clan fac parte, v-am arătat și noua chestie cu păcănelele. Sunt arabe de a intra într-o facțiune, ce mai important, când aplicația o să deschidă, o să aplic și eu, bineînțeles. Cumpăr Tampa, buge 5K. Mamă, ce mă enerva Malcaris ăsta. Deci cred că zilele astea am stat foarte mult la închisoare, cred că am stat de vreo 3 ori la închisoare, dacă nu mă înșel, și de 2 ori cu 6 stele. Odată, că l-am omorât pe Malcaris ăla. Clanul VIP nu are și să câștige pe tine vostru cu 10. Ok, hai să revenim la subiect. Da, care era subiectul? Că m-am luat cu altele, prietele nostru. Da, l-am urmărit pe Malcaris ăsta din lista de... Aveți mai puțin de 90 secunde să l-apărați, spre 90 secunde dreapte, de aia ajungă Los Santos.
Bine, asta e cu din subiectul, deci băiatul ăsta care l-am listat mal, care este un taximetrist. Da, este un bulangiu maxim ăsta. Am luat amendă din cauza lui odată. Și după am început să mă pun așa, mă pun în fața lui, uite, chiar aici eram, mă pun stânga, dreapta, stânga, dreapta. Oh, 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 stai bă. Cred că de foame, cred că a uitat și casa cu 50k, dar nu, prețul fix acum este 70. Dorine, îmi pare la asta îndepășit. Unde sunteți? Da. Ok. Grand Shop-ul parcă era... Da, da, știu eu, știu eu, știu eu. În centru. Așa numesc eu. Vinewood, Los Santos. Vă lăsăm la perete, deci nu prea înțeleg de ce nu acceptă. Trebuie să învăț comenzile pentru clan. Clar. Mamă, nici bani de... arme nu prea mai am. Stai mă, noi așa este... Aoleo! Ce, dar ce fumă, nene, mă? Mai scoate 10 ca din bancă? Nu știu ce să zic. A, aici era Mugan Shop, da, 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 aici era Mugan Shop. Mă lasem cu single player, dar trebuie să fie două, mă, mă, da. Bergam, repet, nu știu de ce, mai și mâncăm. It's foarte bine. Și mai am bani doar de un deagle. Am luat 100 ca așa. Bygun. Deagle. Ce mă? A, deagle. Pentru 46. Ok, haide să... Începător 1. Hai totuși trebuie să-mi iau un job de detectiv neapărat, ca să-i găsesc pe băieții ăștia. Altfel nu se poate. Mi-am luat și armă, mi-am luat tot, tot, tot. Ce se cuvine, bineînțeles. Dacă facem stânga, mergem în primărie, ieșim în față la primărie. Cam ATH nu a reușit să câștige pe de văzut. Cam ATH a reușit să scrie pe de văzut, ai de 5 din zona mai mult. Aveți mai puține 9 secunde să aflați. Har, poate avem și o acțiune. Acum sunt pe drum, bă, băieți. Măi, dragi prieteni, nu uitați să apăsați butonul de like dacă totuși vreți să fac ceva de genul cu acțiune, cu tot ce trebuie. Acum, de exemplu, un război dintre clanuri. Uite ce șmeche, e primul război pe care... Fapt, nu cred că e război. O mică ceartă, mai bine zis. O mică... Bă, morții mătii, ce dai tu, mă, mașina mea? Mânca mea. Hai să vedem. Find. Bre. Nu, adițu. Adi. Mr. Adi. Tz. But then again it's not too long.
zona Little Mexico. Ia vreau pe băiatul. Este la, la pușcherie. E la pușcărie băiatul ăsta. Ce ai făcut, mă, de neva? Ce? Nivel de bandă de 1? Ce faci, mă? Bă, te dizolv, mă, dacă încerci să mă mori. Du-te, dracu, mă. Pentru ce nu te wanted acum? Iau-te la ei. Uite cum cheie episodul. Bă, ce mamă. Ești, mă, ce să faci tu, e un pușat, mă. Aproape îl dizolvam, fraier, ai văzut? Wanted 6. Păi, băi, și că am stat văzut un episod chem cu o fugă de poliție foarte faină. Probabil acum o să intru în gan și o să mănânc. Frumos, să-l omor. Să-i dau... Nu! Doar fă-mă, te predai? Fă-mă, dacă ai văzut că nu te dau ce pula pe... Nici n-am 100, nu? Da. Despre ce canal s-a văzut acest episod, până data viitoare, eu vă urez toate cele bune. Nu uitați de like, vă abonați la canal și de cele. Eu am fost Dark și ne vedem pe data viitoare. Salut!